să iei mejurii acum să-l primesc pe tati înapoi. Mă simt așa că nu mai pot să fac nimic. Dar tu poți să mergi mai departe, Bianca. Nu pot. Sora Marcela, suntem astăzi în casa dumneavoastră pentru că am auzit de încercarea prin care treceți. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte. Ce să zic? Soțul meu a murit, abia 44 de ani întâlniți. Totul s-a întâmplat prea repede. Foarte repede. Foarte repede. Nici nu mi-am dat seama. Câteodată am impresia că este un vis și trebuie să mă trezesc din visul ăsta. S-a întâmplat repede. Era un om în putere, era un om plin de viață. Frații știu și îl cunosc cum era. El iubea pe Domnul foarte mult. Și în fiecare seară făceați rugăciune cu tati? Da, și le predica și... Ne chema, deci noi stăteam pe telefon, nu era tableta atunci spart. Și mă jucam pe jocuri și el ne chema și făceam rugăciuni. Bianca, îi zicea tati, venim la rugăciune seara, dar nu mai ne ții așa mult la predică, că lui plăcea să le predice, să învețe cuvântul Domnului. Și fiind copii mai se plictisea și îi zicea tati, nu mai ne ținea de mult la predică, iubea foarte mult pe Domnul. Câte camere aveți acum? Doar astea două camere și copiii sunt mulți, e greu de dormit, se doarme băiatul mare cu încă unul aici, e greu că el este mare, înalt. Aici doarme fata și încă trebuie un băieț. Mai să facem două camere și... în spate și o bucătărie. Așa vrei tu încă două camere și o bucătărie? Da, și o magazin. Te rogi la Domnul Iisus, da? Da. E greu pentru că ei sunt mulți, eu spăl la 3-4 mașini pe zi, că sunt mulți, se murdăresc și mă chinu să usuc rufele pe sobă, mai le pun pe uscător, mai aștept să se usuce mașina aia, după aia să pun alta și așa mă descurc, ușor le fac. Cu gătitul? Aveți gaz aici? Nu, n-avem gaz, este butelii, în car butelii, așa, când se descarcă, mă duc și în car butelii. Nu avem gaz. Nu aveți baie deloc în casă? Nu avem baie. Da, este nevoie de ea, că sunt copii mulți, trebuie spălați. Îi spăl la lighean și e foarte greu. Deci o nevoie urgentă ar fi să fac baia. Să terminați baia. Da. Soțul a început baia. La început este apa trasă, dar e nevoie de gresie, faianță, cadă, toaletă, iuvetă, ce conține de ea, că în rest nu este... Bianca, ți-e dor de tati? Eu vreau să vin acasă. Dacă se ducea la muncă, el venea acasă seara. Asta e un cor care niciodată nu se umple. Poate mai mare se face, dar se umple niciodată. Bianca, ce ți-ar place să primești dacă ar fi să primești ceva? Dar să iei mejurii acum să-l primești pe tati înapoi. Să vină el acasă să vorbească cu mine, să spună de ce a plecat așa repede. Mie mi-a plăcut să fiu medică, dar și lui tati a plăcut. Și el vrea să mă fac mare, să îngrijesc copiii lui Dumnezeu. Dar acum mă simt așa că nu mai pot să fac nimic. Dar tu poți să mergi mai departe, Bianca. Acești copii au rămas fără tată, dar Dumnezeu a zis: Eu sunt tatăl orfanilor și apărătorul văduvei. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume.